O veste bună care vine de la Guvernul României, o veste bună care vine din partea unor colegi din aparatul tehnic al Consiliului Județean Vâlcea, care au muncit foarte mult, într-un timp foarte scurt, și am primit vestea că a fost aprobată finanțarea pentru două obiective istorice extrem de importante, și anume ansamblu Cula Duca va beneficia de o finanțare de peste 1.050.000 de euro fără TVA pentru lucrări de reabilitare a culei și a infrastructurii specifice. Tot la această culă, tot bani europeni, 30.000 de euro fără TVA pentru digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea obiectivului, inclus în cadrul rutei, dar și pentru marketing. Am depus proiect și pentru Cula Greceanu, pe care recent am achiziționat-o cu votul dumneavoastră și vă mulțumesc. Și în primă fază am primit o finanțare de 30.000 de euro, fără TVA, pentru digitalizarea valorilor, pentru marcarea și semnalizarea obiectivului și pentru marketingul acestui obiectiv extrem de important, istoric, la nivel național și, aș zice, internațional. Banii, dragi colegi, sunt obținuți în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 11, Turism și Cultură, iar proiectele au fost scrise, după cum vă spuneam, de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea. Le mulțumesc colegilor mei care au muncit și sâmbătă și duminică, zile întregi, pentru ca datele să fie introduse. Este un volum uriaș de documente care trebuie introduse. Proiectul a fost ireproșabil și merită cu prisosință, iată, mulțumirile mele și sunt convins că și ale dumneavoastră.